Stări de spirit total diferite în cele două tabere după meciul săgeata Năvodari Gloria Buzău. Oaspeții l-au trimis pe secundul Nicolae Anton la conferința de presă. Vizibil afectat de eșecul clar suferit de echipa sa, acesta s-a limitat să aprecieze valoarea adversarului. Primele două goluri ne le-au dat la pas. Deci la pas. Jucau un 2-4, așa parcă jucau în vacanță. Și după aceea, pofta știți cum este, vine mâncând. Deci mie mi-a plăcut foarte mult. Noi mai mult ne-am chinuit decât să jucăm. Antrenorul gazdelor, Aurel Șunda, bucuros după succesul reputat, și-a felicitat jucătorii pentru modul în care au abordat partida și și-a exprimat încrederea că aceștia vor reuși prestații la fel de bune până la finalul sezonului, final care poate să le aducă o clasare meritorie. O partidă pe care, eu spun, prin jocul prestat meritam cele 4 goluri pe care le-am înscris astăzi, chiar mai multe. Băieții s-au mobilizat, au realizat că pot câștiga acest joc. Eu spun că am făcut un joc bun astăzi, am și ratat în prima parte a jocului vreo 3-4 ocazii clare, dar scorul cred că reflectă ceea ce s-a întâmplat astăzi pe teren. Săgeata și-a propus să încheie în forță acest sezon și programul pare să o avantajeze.